Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune importantă discutăm despre politică, despre partidele politice, despre lideri. În această seară eu l-am invitat la discuție pe domnul Denis Roșca, care este prim vicepreședinte a Partidului Pace. Bună seara, domnule Roșca! Eu vă invităm partidele politice, invităm liderii ca să ne descurcăm ce se întâmplă în viața politică, fiindcă până la urmă este interpretarea presei, este interpretarea mass mediei, a experților, a politologilor și totodată sunt viziunile asupra politicii, asupra realităților politice, asupra evenimentelor, a liderilor politici. Adică noi vorbim că parlamentarismul nostru, deci viața politică a țării, se face inclusiv pe intermediul partidelor politice. Acum s-a început toamna, guvernarea se află într-o anumită situație, deci social-economică și politică. Vedem că o parte din opoziție a început protestele, sunt destule motive pentru proteste, dar situația nu este așa de simplă, fiindcă, de fapt, opoziția noastră este dispersată, ea este diferită. Nu fiecare lider politic și de opoziție este gata astăzi să meargă la anumite coaliții, la anumite discuții și așa mai departe. Eu am observat zilele trecute că câteva partide, inclusiv și partidul dumneavoastră, au pornit niște consultări, niște discuții cu alte partide pentru a pregăti un anumit teren pentru niște coaliții, pentru niște înțelegeri. Ce se întâmplă? Cu ce vă ocupați, de fapt, dumneavoastră? Da, mersi. Da, într-adevăr, Partidul Politic Acasă, Partidul Acasă Construim Europa, a început un set de consultări în toate raioanele țării. Noi am fost inclusiv în Găgăuzi, am fost în Grodeni, în Fălești, inclusiv avem întâlniri cu lideri de opinie, dar și lideri politici din Republica Moldova. Noi ne pregătim pentru ca să creăm acel guvern de alternativă, pentru că cu ochiul dezarmat se vede că guvernarea a eșuat, nu face față la niciun fel de provocare. În momentul în care te creditezi cu 22% și te gândești că o să oprești inflația, asta e necunoștință de cauză, sunt alte minim 7 modalități de a scoate țara din criză și a opri. Țara are nevoie de o altă echipă guvernamentală și trebuie să înțelegem că acești oameni sunt, deoarece politicienii în Republica Moldova nu reprezintă mai mult de 1% din populație. Însă persoane competente sunt mult mai mulți. Și de asta este nevoie să accepți în rândul echipei tale, să renunți la orgolii, să găsești înțelepciune de a comunica cu oamenii și să dai voie ca persoane care se descurcă într-un anumit domeniu, el să-și facă acest lucru. Sau se poate desimula această activitate și pur și simplu să ne înfundăm tot mai tare în criza care este, pentru că este enormă. Adică dumneavoastră considerați că această echipă guvernamentală trebuie acum demisionată, demisă și înlocuită. Da, totodată, hai să medităm asupra procedurilor deci, juridice. Nu este așa de simplu ca o guvernare care a venit pe 4 ani, care are mandat pe 4 ani, să o debarși, pur și simplu așa, să o trimiți în demisie. Este președintele țării, este parlamentul cu majoritatea de 63 de voturi și ei nu o să permită opoziției ca să facă, deci așa, o schimbare radicală. Există mai multe situații în istorie, inclusiv în Italia, au fost când un anumit guvern o înțeles elementar că nu se descurcă și o dat demisia. Există o altă opțiune, când o să fie prea multe învinuiri, deoarece soldul bugetar o să fie în minus, și în momentul în care o să trebuiască să dea explicații oamenilor, de ce nu, cuiva să nu-i dai bani, nu știu, profesorilor, medicilor sau pensiilor. Deci nu o să ajungă bani pentru pensii și salarii. Atunci o să înceapă să caute vinovatul. Și cine o să găsească vinovatul? Bineînțeles că o să fie numit guvernul, că președintele țării o să spună că nu o să devină, președintele parlamentului o să spună că nu o să devină. Și atunci sunt așteptări că cel mai probabil partid de guvernare să se rupă mai multe bucăți, cineva să se pregătească să intre în noi alegeri, fiind declarându-se că noi suntem albi și curați, dar altcineva este dușmanul care pe noi ne-a... Deci, dumneavoastră vorbesc, de fapt, despre o guvernare eșuată. Da. În ce măsură, spunem așa, partenerii dumneavoastră cu care duceți acum niște consultări, sau în ce măsură liderii locali, așa spunem noi, da, elitele locale acolo din raioane, eu știu că am discutat în mai multe raioane, ei conștientizează această situație, doar trebuie să înțelegem că încă un an în urmă ei au votat pentru această majoritate parlamentară.
Da, sunt de acord, dar pas în anul 2021 și pas în 2022 sunt cu grad de susținere total diferit, inclusiv a liderilor. Uitați-vă, premierul Republicii Moldova are ratingul de încredere 0,6%. Liderul partidului de guvernare are 1,7%. Cu alte cuvinte, dacă nu este președintele țării, acest partid nici nu intră în Parlament. Înțelegeți? Înțelegeți despre ce vorbă, da. Gradul de acceptare a echipei guvernamentale este sub 20%. Legitimitatea să acum să presupunem, sunt de acord. Acum să presupunem că deci sunt pentru dânși cel puțin două scenarii, da? Este scenariul numărul 1, să reziste, să se opună, să lucreze, să prezinte legea bugetului pentru anul viitor, să ducă după credite iarăși, să împrumute, ei așteaptă, de fapt, să le vină niște ajutoare și cu acești bani, cumva, să achite salariile și pensiile și parțial să rezolve problemele astea sociale și compensările, deci, în problema gazului. Deci asta e varianta bună pentru dânsi, da? E posibil așa un scenariu? Puțin probabil. De ce? Deoarece creditele noi accesate sunt luate la o dobândă foarte mare. Și această dobândă, dacă luăm 22% la un deficit bugetar de 20 de miliarde, sunt 4,4 miliarde. Se apropie de creșterea economică a țării timp de un an. Respectiv, să iei următoarele. Creditele nu o să ai posibilitatea elementar să le achiți. Creditarea cu 22% nu poate dura la nesfârșit. În plus, rata inflației nu s-a oprit. Inflația o să fie mult mai mare. Nu este un lucru despre care îmi face plăcere să vorbesc, dar este o realitate care o să se întâmple. Și dacă nu se aplică un alt mecanism de gestiune a inflației, hai să spunem, prin creditare sub forma asta, este greșit, total greșit. Atunci, riscul de a neachita anumite servicii este foarte mare. Domnul Rușca, eu am vrut să vă întreb pe dumneavoastră, de ce economiștii noștri, în viziunea dumneavoastră, da, de ce economiștii noștri nu vorbesc prea respicat la acest subiect? Inflația, creditarea, deci politicile economice, într-un fel așa, dezastruoase actuale guvernări, de ce ei nu au cuvântul? Eu, din câte cunosc, ei scriu, nu doar pe Facebook, scriu scrisori, inclusiv în cele mai importante instituții publice, pur și simplu ele sunt ignorate demonstrativ. Dar asta, nu, iarăși, tot nu poate dura la nesfârșit. Pentru că economia nu trebuie de reinventat. Ea de mult lucrează și are regulile ei. Și în momentul în care, spune guvernatorul, cu un an în urmă, te anunță creditarea pentru politicile sociale, va genera inflație, dar el este ignorat. Și peste 3 luni de zile te trezești cu inflație pe care deja nu îți ții controlul. Și cauți vinovații, asta pur și simplu arată că nu cunoști economia. Dar ai fost preîntâmpinat, încep să degenereze. Adică vreți să afirmați că, de fapt, politica actuală de guvernare, politica economică, deci ea duce înspre colaps, înspre dezastru. Este, da, o autoconservare, acceptând doar părerile oamenilor din echipă, dar știți prin ce s-a dezvoltat Singapurul? Pentru că liderul a spus, nouă ne este imposibil să apară opoziție, deoarece toți oamenii deștepți din societate. Din societate, noi deja am acceptat în partid. În felul, da? Ei aveau o politică interesantă, selectarea cadrelor, într-adevăr, cei mai talentați oameni erau atrași în partidul de guvernament. Partidul guvernament actual nu face, după câte vedem noi. Dacă erau să fie acceptați, cred că nu era să fie situația zilei de azi. Noi suntem locul 11 pe glob, după volumul inflației și partea interesantă. Noi am fost 12, dar din primii 10, 3 deja merg în regres. Există șansă noi încă să întrecem, să ajungem mult mai tare în top. Și sunt minim 9 decizii, fie de guvern sau legislative, care au dus la crearea acestei inflații. Nu trebuie de victimizat că suntem într-un context internațional nefavorabil. Legi care au dus la inflație și ele sunt cunoscute. Eu știu că dumneavoastră, pe parcursul anului, aveți un an de zile când v-ați adresat cu diferite propuneri guvernanțelor. În ce măsură dialogul ăsta a luat foc? Deci, a mers? 4 dintr-o 100, am dat 100 de propuneri în domeniul economiei, 4 au fost implementate. 4 dintr-o 100. Da. Adică totuși un anumit dialog este. Eu aș spune, au fost convenabil pentru că erau cele mai simple, care se face pentru o singură lege. Dar a fost aprobată legea, dar nu și mecanismul de implementare. Am înțeles. Deci acum vorbim de scenariul 2. Acum poate fi scenariul 2 despre care dumneavoastră vorbiți. Creditorii să se oprească, ai credita, văzând că într-adevăr politica economică este una dezastruoasă.
orice opțiune se tergiversează. Și, într-adevăr, să intrăm într-o situație când nu o să fie echip de gestionat bugetul, nu o să ajungă bani și îl unicăm departe. Pe de altă parte, vedeți că o parte de opoziție a început să protesteze. Unii spun, vedeți, guvernanță inclusiv. Cine protestează? Da, protestează hoții de miliarde. Adică ei ignoră că în spatele protestelor, adică nu în spate, dar în prim plan, stau de fapt problemele oamenilor simpli, care nu au salarii, care nu au susținere socială, care nu au astăzi locuri de muncă, care e elementar, inflația despre care vorbiți, e o sărăcit total. Ce face opoziția în acest sens? Cum opoziția poate să înainteze un program credibil? Credeți, marea problemă este că noi astăzi o învinuim pe Maia Sandu, învinuim guvernarea că este ineficientă, dar din punct de vedere a, spunem așa, dreptului constituțional, da? Deci este o guvernare legală, este într-un fel o guvernare coordonată în spate cu suveranitatea poporului și atunci trebuie găsite niște mecanisme legale da. De schimbare acestei guvernări. Ei nu vor să cedeze. Și aici noi intrăm într-o dilemă. Ce e de făcut? Poporul are dreptul la proteste, poporul are drept să ceară demisia președintelui, demisia guvernului și așa mai departe, alegeri anticipate, inclusiv și alegeri anticipate, în foarte multe țări se cere alegeri anticipate în asemenea cazuri. Dar vedeți că moldovenii sunt deprinși cu niște lideri, ca buni organizatori, cu niște manageri. Eu mi-l aduc aminte în 2015-2016 și Andrei Năstase, care a fost capabil să întrunească cumva în spatele lui mai mulți lideri, să-i convingă și să meargă într-o echipă unică. Acum așa un lider nu se vede, adică ușor. O să răspund de la prima întrebare. Creditorii o să dea bani, da? Pentru că în primul rând o să se achite datoriile față de creditori și după care o să vedem dacă ajung bani și pentru proiectele sociale sau economice. Da? Da. Nu o să fie probleme cu creditorii. Cu salariile profesorilor mai degrabă sau cu construcția de drumuri o să fie mai mari probleme decât cu creditorii. Referitor la proteste și la înlocuirea guvernării. Nu ne se face așa o percepție eronată că nu este posibil schimba. Dar să ne aducem mai aminte anul 2021. Când din 101 deputați, alegeri anticipate dăreau de fapt doar 15. Vă aduceți aminte? Da. Doar 15. 86 nu erau pentru alegeri anticipate, deoarece majoritatea au fost în pierdere, da? Da. Dar aici 86 nu au avut capacitatea să se comunice, să înțeleagă, să formeze un guvern din 51 de mandate. Da. Este și o astfel de realitate. De ce? Pentru că la fel era un anumit deficit bugetar și era... Toți înțelegeau că guvernarea care o să fie o să se asocieze cu sărăcie. Dar când un guvern se asociază, un partid se asociază cu sărăcie, da? Atunci el pur și simplu omoară toate șansele pe viitor să mai intre în Parlament. Da, dar acolo a fost anul trecut, în anul 2021, pare să, da? În 2021 au mai fost și unele hotărâri ale Curții Constituționale, care sunt așa destul de strani acolo, pentru că ei practic au transformat Moldova într-o republică prezidențială. Unii președintele are dreptul să înainteze candidatura primului ministru și să ignore, de fapt, voința majorității parlamentare. De fapt, e un lucru straniu despre care specialiștii au spus. În cazul ăsta, președintele are tot interesul să-și păstreze majoritatea parlamentară, să nu meargă la alegeri anticipate. Dumnezeu doar înțelege foarte bine că nu are niciun interes să veniți dumneavoastră ca majoritate parlamentară. Alegeri anticipate nu o să dorească, în primul rând președintele. Și mă tem că aceeași atitudine va fi la Curtea Constituțională. Dar dacă se asociază cu sărăcia toată guvernarea timp de 4 ani de zile, care sunt șansele acestui partid care vreodată în istorie sau membrii lor să mai revină, nu la guvernare, dar în Parlament, în general. Noi vorbeam despre altceva. Șansei poate să nu aibă deloc. La noi au fost cazuri când Partidul Democrat Agrar a guvernat 4 ani și a plecat în istorie. La noi partide care au guvernat 2 termene sau aveau șansă să fie al 3-lea termen, a fost, de fapt, Partidul Comuniștilor. Și parțial se poate desmărșa. Alianța aceea Filat-Plahotniuc, ADR-ul, cum spunem, AIE, da. Alianța pentru Integrare Europeană.
În rest, alte cazuri, noi nu avem de stabilitate într-un fel politică, da? De stabilitate la guvernare. În cazul de față, acest partid, eu sunt de acord, că e gata, peste 4 ani poate să plece în istorie. Dar acum, la moment, revertor la proiectele acestei, viziunile de schimbare acestei guvernări, este destul de complicat de a-i schimba. Sub presiunea străzii, sub presiunea protestelor, în foarte multe țări, guvernanții, într-adevăr, au plecat. Sau au plecat în sens că au avut un guvern de coaliție, de tranziție. Au avut un guvern care a pregătit alegerile parlamentare anticipate. Dar aici trebuie între guvernanți și opoziție să fie un anumit dialog. Adică guvernarea să vadă că de acum nu se mai poate de guvernat pe vechi. Da? Dar coaliția sau opoziția trebuie să vadă că nu mai poate răbda pe vechi. Adică nu mai poate accepta situația actuală. Și atunci când ambele părți o să înțeleagă. În cazul de față, este greu de presupus că poate exista acest al treilea scenariu, că noi vorbeam de două, da? Al treilea scenariu. Ei au opțiunea, una și care să fie cea mai bună, pur și simplu să garanteze creștere economică, să garanteze creșterea veniturilor populației și atunci o să vedeți că nimeni nu este în stradă. Omul sătul nu iese în stradă. Asta este o lege fundamentală. Garantați creștere economică și atunci pe nimeni nu trebuie să-ți vădă ei. Garantați nu cu vorba, dar de fapt cu fapta, cu realizarea. Da. Nu, bine, vin lunile următoare. Ce presupunere aveți dumneavoastră față de situația gazului? Totuși, după 1 octombrie noi o să avem gaz. Cum priveți dumneavoastră la chestiunea asta ca economist? Da, se schimbă formula de gaz, respectiv influențează mai puțin prețurile spot, dar se mărește consumul. Și suma în factură oricum va fi mai mare, chiar dacă să fie un alt formul de calcul. În plus, dacă credem declarațiile autorităților, atunci există surse alternative de garantare de acces a gazului în cazul în care este oprit din sursa dinspre est. Deci eu nu m-aș speria foarte mult la capitolul dacă o să fie gaz, dar mai mult mă interesează cât o să coste. Cât o să coste. Dacă ne uităm la structura cheltuielilor populației, resursele ele sunt practic la limită. Pentru că sunt câțiva indicatori, este vorba, în primul rând, vorbim cât de mult au scăzut vânzările la alte companii, pentru că banii merg pe utilități, după cât de mult au crescut volumul, masa de euro, de valută transformată în lei, acestea sunt rezervele populației, respectiv, majorarea prețului la gaz implică nu doar gazul, da? Dar el este în complex, este și prețul la pâine, prețul la lapte, prețul la... Da, legat cu alte fenomene economice. Ciment și alte bunuri care sunt produse cu utilizarea factorilor de producție, cum ar fi gazul. Deci scumpirea este în lanț, nu doar pe o singură componentă. În cazul dat, rezervele populației să fie la limită. Da, sunt acum, prin situația de urgență artificial, să mențin, să opresc anumite probleme, cum ar fi exproprierea, judecățile, aplicarea penalităților pentru cei care îs rău platnici la creditele vechi, pentru că oamenii s-au creditat mult mai mult. Desigur. Dar nici această perioadă nu poate dura la nesfârșit. Nici starea de urgență, dar nici creditarea populației cu întârziere a achitărilor. Mulți dintre persoane se preferă să nu achite totul deodată, dar o să tergiverseze la maxim cât o să le permită achitarea gazului. Și o să fie rugați să nu fie deconectați. În plus, în perioadele de criză, în orice țară, populația migrează din orașe spre suburbii, pentru că costurile de întreținere sunt mult mai mici. Da, o să fie doar cu mai scump. Asta este o realitate. Nu trebuie să intrăm într-un anumit panic, să spunem. Bine, pentru economie. Dumneavoastră spuneați și aveți dreptate că, de fapt, majorarea prețului la gaz, deci el, într-un fel, influențează nu doar populația și capacitatea de plată, dar și probleme mari pentru agenții economice. Deci, așa puțin industrie și economie care o avem, o bună parte e legată la fel cu utilizarea gazului. Ce se întâmplă cu aceștia agenți economici și cu locurile de muncă? E că dumneavoastră puteți prognoza aici ce se întâmplă? Eu, din câte știu, mai mulți agenți economici își schimb serviciile în Transnistria, cum ar fi uscarea prunilor, acolo este mult mai ieftin, în aceleași servicii și
renunță la anumite utilități folosind oportunitățile care le oferă. Dacă se duc acolo în Transnistria, înseamnă că acolo o să apară locuri de muncă. Acolo o să apară locuri de muncă, acolo o să apară impozite, acolo o să fie mai bine ca aici, să spun. Plus, diferența de preț este enormă. În Moldova e 23, în Transnistria este 1 leu gazul. Știți, și aici este și paradoxul. Pentru Moldova, 1 miliard de metri cubi cu 23, pentru Transnistria 2 miliarde cu 1 leu. Dacă s-ar vinde la toți egal, prețul mediu ar fi 8,33 lei. Dar, în general, de unde vine chestiunea asta? De ce diferențele astea au apărut? Diferențele astea vin din istorie. Guvernul este acționar la Moldova Gaz. Și guvernul nu are pretenții la vânzare diferențiată. Doamne ferește, dar de ce așa? Asta au fost în toate timpurile? Da. Da. De la ce an s-au pornit astea? Cred că din 98, la fondarea Moldova Gaz. Guvernul Sturze era. Da. Și în perioada PCRM-ului, atât politica asta a continuat? Da. Și în perioada după 2009, în timpul lui Filat și toate celelalte guverne, a continuat? Da, și partea interesantă. Dacă se schimbă prețurile la bursă, în Moldova, partea Chișinăului, este afectată. În Transnistria, prețul la gaz este unic pe an. Asta este. Noi nu s-a găsit nici un prim-ministru în 30 de ani, sau după 98, ca să discute în mod serios cu partea rusă problematica respectivă. Nu, dar nu e problema în partea rusă. Moldova Gaz vinde diferențiat. Însă și Moldova Gaz? Unde Moldova, Guvernul Republicii Moldova este acționar. Doar gazul vine la Moldova Gaz, după care se vinde. Adică noi putem să presupunem că aici ce? Este înțelegere obscură, un acord semnat, s-a acceptat ceva, cum nu s-a acceptat? Noi am scris la procuratură, am explicat. Să cercetează cazul. Cazul dat, pentru că, uitați-vă, la asemnarea contractului a participat Guvernul Republicii Moldova. În Consiliul de Administrare și acționar este Guvernul Republicii Moldova. Președintele este înaintat de Guvernul Republicii Moldova. A, Moldova Gaz. Oameni buni, luați o atitudine. De ce este o atitudine diferențiată pentru câteva raioane a Republicii Moldova, noi doar considerăm ca un stat integru, pentru 32 de raioane se vinde la un anumit preț, dar la câteva 5 raioane? Adică nici guvernul actual nu a căutat să corecteze problema respectivă. Dar vă spun, prețul ar fi 8,33 lei pentru toată lumea dacă s-ar vinde egal în toată Republica. În toată țara, așa e și normal. Da, în toată țara. Atâta timp cât noi juridic, da, ne considerăm Republica Moldova. Da, da, da. Noi suntem împreună cu Transnistria, suntem un singur spațiu. Deci, cel puțin juridic. Cel puțin juridic. Și, da, este deci, o situație foarte strană. Deci că noi subiectele astea, e că dumneavoastră sunteți un economist care ați foarte bine așa ați argumentat chestiunea respectivă. Deci ceilalți tac. Și tac guvernanțe, tac miniștri, ei, mă rog, nici nu previn la noi în emisiuni. Suntem să nu le punem cumva întrebări, deci mai dureroasă. Bine, eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră despre activitatea partidului. Adică atâta timp cât dumneavoastră cereți și vedeți că acest guvern trebuie să plece, că unul ineficient, absolut ineficient, care duce țara înspre colaps, dacă eu corect am înțeles, atunci întrebarea apare, dar cine vine în loc? De fapt, moldovenii tot timpul spune, nu, bun, hai, îl dăm pista jocă, spune la noi Ion Drucă, da? Noi suntem buni specialiști, l-a dat pe cineva, străgat jos, jos, jos. Dar pe cine punem loc? Cine aducem? Care sunt liderii aceia care merită astăzi susținerea și înțelegerea noastră și care sunt gata să vină cu un program, da? Eu mai citesc cărți, din când în când, cu un program, ia să vedem și băieții ăștia știu și pot. Eu știu că dumneavoastră ați scris la tema respectivă lucrări despre industrializarea Republicii Moldova. Întreb, echipă aveți? Unde e echipă? Cu care e echipă? Cu partidele acestea care dumneavoastră duce să mâie tratative? Ei au oameni acolo? Partea bună că noi ducem tratative cu multe partide și în sumă noi strângem o echipă destul de puternică și noi lucrăm mai mult la un alt element. Mecanismul prin care noi garantăm ceea ce am promis facem. Mecanismul prin care oamenii își iau anumite angajamente și el nu dezamăgește restul echipei. Pentru că noi atunci... Partea interesantă este că un nou guvern, el nu o să aibă luxul de a simula reformele un an. Nu va avea nici măcar jumătate de an. El în 3 luni zile trebuie să fie atât de eficient că se termină banii. Întrebare, de unde iei mulți bani într-o perioadă scurtă de timp ca să stupi? Și aici, bineînțeles că toate soluțiile se ascund în interconectarea de programe.
ceea ce trebuie urgent în Republica Moldova de făcut e să se oprească alocațiile inutile, banii gratuiți. Pentru că la noi, din 41% din oameni care lucrează, 8%, am spus, sunt funcționari publici, dar restul nu prea contribuie asupra bugetului. Dar să pună o greutate enormă pe aceste persoane. Și cum se face asta? Lucrurile care la moment statul face cheltuieli, de exemplu, plantarea copacilor, și alocă buget, oamenii care stau pe alocații lor să fie angajați și să fie puși la lucru și din banii pentru copaci să le plătească lor. Oamenii să nu rămână fără surse de venit, dar banii să fie munciți. Bine, vedeți că procedurile astea economice pe care trebuia să le lămuriți și eu am citit și altele, ele sunt pe înțelesul specialiștilor în primul rând. Dar opinia publică, din păcate, așa e mintea noastră a moldovenilor, că nouă ne place, de fapt, oamenii care concret ceva ne-au promis, 1, 2, 3, 4, care noi am înțeles. Uh-huh. Și spunem, aha, el vrea să lupte corupția, înseamnă că hai să-l susținem. El vrea să ne majoreze salariile, da, e că ăsta e bun băiat. Și acum noi ne uităm și televiziunile. O bună parte din televiziuni și de mass media, de fapt, din păcate, se ocupă cu manipulare. Adică tot așa de a încurca niște lucruri. Dar, de fapt, este vorba de a educa un cetățean conștient, da, care merge în alegeri, înțelege ce face, care nu se lasă corupt cu 200 de lei, cu 300 de lei și nu crede promisiunilor goale. Tot timpul întreabă, așa cum fac, de fapt, americanii, englezii, europenii întreabă, dar cine-i băiatul ăsta? Dar ce biografie el are? Dar ce în viața lui el realizează? Dar măcar în profesie, el e bun, că e bun pedagog, că e bun inginer, că e bun, eu știu acolo, economist. Și așa întreabă europenii. La noi, de multe ori, nu întreabă. Să uită numai, aha, liderul, dacă e foarte frumos și deștept și te vorbește frumos, mai ales dacă vorbesc. La moldovenilor le place oamenii care vorbesc frumos, le plac. Și atunci, băi, ia că e bun. Un polițian acolo care era frumos și înalt, spune, ia că te înțelegi, ar fi bine să fii președinte de țară. Și din păcate noi avem asta. Eu nu spun că 100%, dar de fapt foarte multă lume. Deci dumneavoastră trebuie să veniți cu o echipă și cu un program, probabil că nu chiar mare, el trebuie să fie laconic din câteva puncte și am mai departe. Eu încerc să vă întreb ca un politolog. Cu ce o să veniți dumneavoastră acum în situația asta de criză? Unde trebuie să veniți ca o echipă de pompieri, practic. Da, ca dumneavoastră ați vorbit de la începutul emisiunii, practic, trebuie urgent, 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 urgent. Știți care e partea interesantă? Cred că așa situație în istoria Republicii Moldova nu mai a fost. În momentul în care partidele politice care o sunt în Parlament o să vrei să rămână în Parlament, dar în guvern nu o să dorească. Pentru că situația deficit bugetar enorm, record, inflație, record, nefuncționalitatea statului, record, nefuncționalitatea sistemului de pensionare este, pentru că el trebuie ieși din 29 de miliarde încasările sub 15, da? Respectiv, nimeni nu îți dorească să iei guvernul. În Parlament o să dorească toți. Și unica echipă care o să fie gata să iei toate pietrele în cap, ca să fac reformele funcționale, o să fim noi. Deci e obligatoriu alegerea anticipată parlamentare? La moment eu o altă soluție nu văd. Facem o pauză de publicitate și continuăm discuția. Pauza de publicitate, stimați telespectatori. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că l-am în platou pe domnul Denis Roșca, care este prim vicepreședinte al Partidului Pace. Discutăm despre situația social-politică și economică din țară. Domnule Roșca, dumneavoastră ați anunțat în prima parte a emisiunii că, de fapt, nu vedeți că acest guvern să-și continue activitatea, fiindcă este un guvern slab. Cereți demisia guvernului și ați vorbit chiar de alegerile anticipate. Alegerile anticipate, încerc să vă repet, și depinde și de președinte, și de majoritatea parlamentară, de statutul care îl au juridic. Pe de altă parte, este vorba și de o anumită mișcare protestatară care astăzi o conduce și ne conduce. Adică varianta dumneavoastră, întreb eu, dacă această coaliție, că încercați să o plămădiți acolo, va fi în stare să discute solid, de exemplu, cu președintele țării. Da, bineînțeles.
Dacă ne uităm acum în Parlament, există comisii de specialitate. Și comisiile de specialitate, în loc să formeze un plan anticriză normal, ei se ocupă cu tot felul de postări pe Facebook, pentru că criza a început de mult. Criza a început, de fapt, din luna august anul trecut, din momentul în care a venit la guvernare, s-a început brusc creditarea mult mai scumpă a statului. Pentru că era rata undeva 5,35, brusc s-a mărit și a ajuns la 22%. Brusc au crescut rata inflației. Inflația nu a apărut începând cu luna februarie. Criza energetică a început cu mult mai mult. Înainte să începe războiul și nu a ce învinui acest lucru. În referitor la a discuta cu președintele. Vedeți că președintele, când a să-i spuneți președintele, ia uitați-vă, că ei slabi la guvern, ia uitați-vă la parlament, că ei nu înțeleg cu ce se ocupă și ei nu sunt adecvați. Și președintele n-a să-i convină, că asta de fapt e echipa domniei. Dumneavoastră, cum credeți? Un astfel de guvern trage în jos ratingul președintele? Eu cred că da. Desigur, da. În momentul în care în țară, locul 11 pe glob după inflație, înseamnă că managementul la instituția statului este foarte mic, iar președintele țării... Locul 11 aveți în glob. De pe glob. Da, pentru cel mai... Pentru cea mai mare inflație. Cea mai mare inflație. Nu, ca telespectatorul să înțeleagă, da. Este vorba de cea mai mare cea inflație. Cea mai mare inflație, locul 11 pe glob. Noi suntem primii de la coadă. Da, locul... Nu controlăm inflația. 180 ceva de țări mai bine gestionează inflația ca Republica Moldova. Da? Doamne ferește. În momentul în care există astfel de situații... Este asta publicat undeva? Da, asta este publicat, este site-ul statistică internațională, asta Banca Mondială, oricunde se poate verifica din Banca. Așa, la Banca Mondială nu văd situația Moldovei. Eu știu că câteodată mai vin și ei cu niște propuneri, așa, mai dau sfaturi, cum de procedat, cum de oprit inflația. Cred că noștri nu vor să asculte, nu consideră parteneri serioși. Dar în momentul în care există astfel de inflație și astfel de management, și dacă președintele țării nu are pretenții la echipă, asta pune la îndoială anumite realități. O orice țară normală, în momentul în care guvernul descurcă, el pur și simplu se schimbă. Dai șansă la alte persoane talentate să facă. Dacă... Nu, am văzut că președintele, de fapt, ce spune? Președintele spune, da, pe anumite ministere se văd acolo niște interferențe, dar, pe de altă parte, trebuie chestiunea să o hotărască doamna prim-ministru. Da, dar dacă nu rezolvă, trebuie să se ia o atitudine la cel care are capacitatea de a schimba lucrurile. Am ascultat viziunea președintelui Parlamentului, care a spus, noi nu avem pretenții mari pe doamna prim-ministru, acolo trebuie să fie stabilitate la guvernare și mai departe. Declarația pare să mai o săptămână în urmă a făcut-o. Și în momentul în care o să termine banii, ce o să fac? Republica Moldova pe lună cheltuie pentru toate necesitățile 8 miliarde de lei. Bugetul public național 96. Deficitul 20. Deci, două luni jumătate bani nu sunt. De fapt, doamna președinte este economist de specialitate și ar trebui lucrurile acestea să le înțeleagă, să le conștientizeze. Da. Și creditarea... Eu înțeleg, poate, domnul Grosu, nu înțelege că... Altă specialitate. Îmi pare că e istoric de specialitate, da. Dar, dacă vorbim, se creditează acum 20 de miliarde cu 22%, să fie 24. Da. Încă jumătate de... Problema se mută plus dobândă pe anul viitor. Dacă... Elementar, când tot te creditezi, într-un anumit moment, nu o să ajungă bani pe anul viitor. Acum eu vreau să vă întreb, e că problematica asta e, că noi mergem înspre un colaps, înspre catastrofă, o înțelegeți dumneavoastră și câteva partide sau aici este un anumit consens în rândurile deci, opoziției? Este un consens, bineînțeles, toți înțeleg că problema este atât de mare și de asta spun că mulți nu doresc să își asume guvernarea, inclusiv și din opoziție. Eu cred că și guvernarea cu mare plăcere, dacă ar exista un mecanism simpatic de pleca, iar pleca. Pentru că nu își asume plus alte miliarde datorii care următorii ani trebuie să te asociezi cu sărăcie. Nu o să fie programe, nu o să fie resursă. Dacă ne uităm la venituri reale a populației, noi am făcut chiar calculele, în anul 2022 se trăiește mai rău ca în 2021, din cauza inflației. Din cauza inflației, da. Cu aceiași bani, ducându-te la magazin, cumperi mai puțin. Asta este... Da, dar ei, la întrebarea respectivă, de acum încerc să-i răspund. Eu am observat în anumite persoane de acolo, deputații, inclusiv miniștri, răspund cam așa. Băi, așa e situația în toată Europa. Inclusiv și cetățeni avem. Mulți cetățeni, care, mai ales din diaspora, spune, da, ce vreți voi? Că la noi și în Germania s-a scumpit și în Franța, așa că pe unii mai trăie, mai locuiesc acolo prin Austria și prin Marea Britanie, spune, nu, bine, s-au scumpit lucrurile. Și cine e vinovat? Războiul, Putin...
Dar la noi, Republica Moldova, anul 98 și 2008, când tot mai a fost criză, arată că lumea percepe vinovatul de sărăcie, nu contextul internațional, dar partidul de guvernare. E adevărat. Și respectiv... Atunci eu pierdut masiv în 2001, fiind populația, eu spus, eu văzut că este ineficiență. Bine, eu vă mai pun și niște întrebări așa mai delicate, dar indiscutabil că are importanță calitatea echipei dumneavoastră. Uh-huh. Și atunci când dumneavoastră spuneți că în fruntea comisiilor parlamentare nu sunt tot timpul cei mai buni specialiști, o să găsesc dumneavoastră alții mai buni? Care sunt principiile dintr-un fel de selectare? Că nu este așa de simplu în țara noastră săracă și de cadre inclusiv să găsești acum niște candidaturi bune. Persoane competente în țara, în Republica Moldova, mă bucur să spun că sunt foarte mulți. Sunt. Este mult mai mult decât noi credem. Să aduni sute de oameni competente ca să acoperi toate funcțiile importante, este loc. Partea interesantă, dacă sunt persoane care sunt competente și în actuală guvernare, vorbim șef direcții, șef de agenții care se descurcă, asta nu este obligatoriu să-l înlături. Dacă omul își face lucru, ce contează culoratura politică? El lucrează pentru statul Republica Moldova sau lucrează pentru partid? Oamenii trebuie să se simtă sigur în faptul că dacă el este cinstit în ceea ce face, el își menține... Dacă vedeți că vine guvernarea, deci actuală, și strig foarte concret. Oamenii lui Dodon, oamenii lui Plahotniuc, oamenii cei trebuie eliminați din sistem. Nu spune că dacă nu au fost implicați în crime concrete, noi trebuie să-i respectăm și să-i punem la lucru, dar spune că trebuie eliminați din sistem. Și eu mă uit că asta e, de fapt, e o lozincă de bază a guvernării în ultimul an. Deci, ce e asta? Asta e joc pe extrem, de timp arată că nu există profesionalism. Deci ce au făcut țările dezvoltate, cum ar fi Germania, Lituania, pentru că se fac o ordine, care este curat și care nu este curat, cum identifici. Da. Însăși, nemijlocit, posibilitatea de a fura, este așa un proverb, naște hoțul. Dacă există posibilitatea, sunt anumite instituții a statului în care, punând omul în funcție, peste 3 luni zile poți să-l arestezi pentru corupție, pentru că acolo există posibilitatea. Cum faci să nu se întâmple asta? Să nu depindă de persoană. Dacă luăm exemplu dosarul electronic, atunci atât de bine este reglementat mecanismul de luare decizii și de a face modificări, că identifici nominal persoana care a făcut ceva încălcări. Aplicând mecanism similar în domeniul managementului statului, identifici cine se descurcă și cine nu se descurcă. Dacă îi dai însărcinarea exactă, omul ori o face, ori nu o face. Loc pentru interpretări, el este omul cuiva, nu mai este. Și având mecanismul de control a delegării, responsabilități și verificării executării, atunci înțelegi că omul poate să aibă orice coloratură politică, dacă el face lucru bun, el puțin nu te deranjează ce a făcut în trecut. Începând cu ziua de azi, el este eficient. Eu am vrut să întreb, noi în general dosare politice, văd că se vorbește că de fapt dosare politice sunt foarte multe. Guvernarea în loc să lupte cu corupția, de fapt se luptă în primul rând cu exponenții opoziției. Sunteți de acord cu asta? Experiența arată că este o practică nesănătoasă în Moldova, asta, dar partea interesantă este că partidele care au folosit asta împotriva altor partide, imediat cum pleacă la guvernare, devin victime la aceiași procurori care deschid deja dosarele lor. Adică, de fapt, e un precedent care la noi văd că derulează. Și vin unii, vin alții și suferă de la asta, în primul rând, probabil, profesionalismul care există azi în sistem. Se răfuiesc cu funcționarii publici, se răfuiesc cu liderii politici și așa mai departe. S-ar părea că, de fapt, cei care promovează ideea democrației, valorilor europene, trebuie să se oprească. Am observat în ultimele zile că faceți interviuri cu personalități, cu personalități importante moldovene care trăiesc în altă parte, trăiesc peste hotare și au devenit acolo, poate să spunem, vedete sau oameni importanți în aparatul de stat, în diferite domenii. În ce măsură practica aceasta a interviurilor ar putea să ajute țara noastră într-un fel sau într-altul ca să aibă niște succese, niște realizări în perspectivă? În general, dumneavoastră, ca personalitate, închipuiți-vă că sunteți o persoană într-o oricare funcție publică,
de exemplu, ministru sau președinte de comisie parlamentară, în ce măsură ar putea lucrurile acestea să fie rezultative, de exemplu, pentru țară, pentru dezvoltarea țării? Foarte mult. Oamenii despre care dumneavoastră vorbiți, în sumă, averea lor personală este peste 40 de bugete a Republicii Moldova. Au resursă financiară enormă. Resursă de potențial uman enorme. Închipuiți-vă dumneavoastră că în, utilizând aceste relații, le acordați statutul de consul onorific a anumitor persoane. Da. Dar mulți din ei, de exemplu, în Argentina există descendenți de basarabeni care produc mai multe cereale decât Republica Moldova grâu. O singură familie. O singură familie. O singură familie. Și când este forumul World 20, se face paralel Women 20 și reprezentantul Argentinii și copreședinte a adunării este cu sânge basarabean. Astfel de oameni au o deschidere față de Republica Moldova. Cel puțin eu nu am găsit, eu comunic foarte mult, nu am găsit o reticență. Și ei, având statut oficial, de exemplu, consul onorific, ambasador de imagine, partener într-un anumit proiect de atragere a investițiilor, să găsești un anumit statut sau să faci o cameră de comerț comună cu ei, să fie și interesul comerț, atunci țara noastră a dezvoltat foarte mult. Baza de date cu oameni despre care vorbim, noi trebuie să înțelegem că este sub 5.000 de oameni. 5.000 de oameni, dar unii din ei au fost consilieri la nouă președință americană. Unii din ei gestionează afaceri de câteva ori mai mari decât bugetul Republicii Moldova. Care e structura statului moldovenesc care trebuie să colaboreze cu acești oameni? Ministerul de Externe, o agenție pentru investiții, chiar un prim-ministru? Până în prezent, toți, plus Ministerul Culturii, pentru că există proiecte, Ministerul Educației. Este necesar de a pune în contact universitățile din Republica Moldova cu universitățile din alte țări. De exemplu, rectorul universității din Tel Aviv este născut la Chișinău. Rectorul universității din Tel Aviv a tras investiții pentru proiectele de startup din, de 5 ori mai mari decât bugetul Republicii Moldova. Este un potențial enorm. În cazul în care universitățile din Republica Moldova ar fi în contact cu ei, s-ar începe colaborările minime de la conferințe, după care la proiecte de dezvoltare, atunci s-ar transfera și finanțare, dar și o dezvoltare a cadrelor cu o intensitate mult mai mare. Am vorbit Ministerul Culturii, pentru că în domeniu se începe cinematografia, turismul, se începe dezvoltarea de trasee culturale, unde trupele noastre se înceapă să evolueze în diferite regiuni. Expoziții, are loc și o promovare pozitivă a țării, dar și venituri pentru persoanele implicate. Potențialul este mult mai mare decât credem noi. Pentru că știți că o persoană născută în Chișinău a donat Universității din Sydney 150 de milioane de dolari. Eu spuneam, dumneavoastră vorbiți de niște ministeri, structuri aparte, dar eu spuneam că aici de fapt este vorba de probabil că de un coordonator, da? Un coordonator care cunoaște și care înțelege importanța acestui domeniu. Colaborarea de fapt cu diaspora. La noi sunt niște structuri cu diaspora, dar ei înțeleg așa colaborarea cu niște cetățeni acolo, oricare din, eu știu, care trăiesc în Canada acum sau lucrează în Statele Unite sau în Germania. Dar atâta timp cât noi vorbim de oameni importanți, cu rădăcini moldovenești, care au acolo oameni de afaceri și oameni de succes, aici probabil trebuie un coordonator așa la nivel de consilier al primului ministru sau chiar un viceprim-ministru care ar ține la control toată problematica respectivă. Bine, din păcate emisiunea noastră s-a terminat, dumneavoastră tot timpul nu ne ajunge timp. Eu promit că data viitoare o să discutăm și mi-ar fi foarte interesant să discutăm cu dumneavoastră și eu cred și cu telespectatorilor ce ar însemna, de fapt, un proiect de țară, așa cum îl vedeți dumneavoastră, ca lider, ca economist, ca lider politic. Pentru că în unele țări, clasa politică, oamenii de știință, vin cu aceea ce se numește proiect de țară de strategic, da? Este cunoscut cel din Japonia, este cunoscut deci Italia, Franța și alte țări. Acum România are din 2017 președintele Iohannis a însărcinat, a pus sarcină tuturor structurilor
și politici și academici să vină cu... Și ei pregătesc așa un proiect foarte mare, se numește proiect de țară. Cum se vede România peste 50 de ani? Noi în Moldova nu discutăm la subiectul respectiv. Eu mă uit concret, nici politicienii. Vedeți că și dumneavoastră astăzi, pe de o parte, am discutat mai mult de problemele de moment, în sens că trebuie demisionat guvernul, de schimbat, de adus o altă echipă de pompieri. Dar, de fapt, asupra dezvoltării țării, și eu cred că și dumneavoastră ca economist, înțelegeți, trebuie așezați mai mulți oameni, care fiecare, cunoscând domeniul lui, educație, sănătate, cultură, agricultură, economie, da? Ca să încercăm să vedem ce fac alte țări, ce modele interesante sunt și cum am putea noi să realizăm modelul nostru, modelul moldovenesc. Adică mie mi-a plăcut proiectul dumneavoastră de industrializare. Eu l-am văzut acolo un proiect foarte solid și îmi pare rău că la noi prim-ministri nu au observat acest lucru. Dar asta e pe industrie. Dar aici se cere o viziune strategică spre Moldovei. Cât populația ne așteptăm, care probleme se văd foarte mari în perspectivă și care ar fi căile de realizare. Eu nu știu dacă m-am expus, dar de fapt e un fel de lucru pentru acasă, pentru dumneavoastră, ca lider. Da, poftim. Așteptați săptămâna viitoare conferința de presă. Tema asta. Asta e o surpriză și pentru telespectatori. Tot se așteaptă ce să spuneți dumneavoastră. Bine, eu vă mulțumesc pentru participare în emisiune. Cu mare plăcere o să vedem în conferința de presă și sper să continuăm discuția respectivă ca ea să le fie interesantă și guvernanților, pe de altă parte și intelectualilor, eu cred că și studenților și profesorilor care stau la catedră, fiindcă, de fapt, în mai multe țări, anume de educație, depins în ce măsură țara pe urmă a putut să lanseze și să aibă perspective de dezvoltare. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes. Stimați telespectatori, am avut în studio pe domnul Denis Roșca, care este prim vicepreședinte a Partidului Pace. Am discutat despre proiectele de dezvoltare a țării, despre situația politică. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru audiență. La revedere!